originea proiectului, o să vedeți, este un alt proiect desfășurat acum 2 ani, între cele 3 universități, iar studenții au fost extrem de mulțumiți și din interviurile pe care le-am luat, din discuțiile pe care le-am avut cu ei, am constatat că își manifestă interesul pentru aceste proiecte și chiar pentru proiecte viitoare. Așa cum v-am spus, orice proiect are nevoie de o finanțare. Și finanțarea pentru acest proiect a fost asigurată din fondurile Erasmus. De fiecare dată, adică în fiecare an, și multe acțiuni sunt finanțate pe aceste fonduri, iar Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, din fericire, are multe acorduri de colaborare finanțate din aceste fonduri. Obiectivele proiectului sunt de a forma, așa cum ați auzit un pic mai devreme, competențe specifice în domeniul energiilor regenerabile. Și vorbim despre energie eoliană, vorbim despre biomasă și despre energia fotovoltaică. Fiecare din cele 3 universități a dezvoltat un modul de curs. Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău vorbește despre energie eoliană, colegii de la Gheorghe și vorbesc despre biomasă, iar cei din Spania au abordat energia eoliană. Veți vedea că nu întâmplător au fost distribuite în acest fel acțiunile în cadrul proiectului, pentru că Helioticul este partenerul Universității din Castellón. Probabil că ați auzit de Helioticul, este un investitor mare în România și în general în Europa de Est și are dezvoltate multe aplicații cu panouri fotovoltaice, atât pentru uzul industrial, cât și pentru uzul casnic. Ungurii de la Geolin, așa se numește spin-off-ul ce funcționează pe lângă universitatea lor, se ocupă de proiecte pe biomasă și nu numai biomasă, au abordat și problema biogazului. Au ajuns până acolo încât în rețeaua lor de distribuție națională cu gaz vor să introducă biogazul, care, așa cum știți, este biogazul, este rezultatul exploatării eficiente al gunoiului, da? Al gunoiului menajer și altor tipuri de gunoi. Deci, în loc să poluăm, putem produce biogaz și în urma producerii biogazului rezultă un alt component foarte căutat, compostul, da? Și fiecare știe că la Metro, la Auchan, la Kaufland se găsesc pungi mari de pământ pentru plante, da? Acest pământ pentru plante, de multe ori, de cele mai multe ori, rezultă în urma exploatării eficiente a gunoiului, se obține întâi biogazul și apoi ceea ce rămâne se mărânsește și printr-un procedeu special rezultă un pământ bun pentru creșterea plantelor. Mai departe, mai. Câteva cuvinte au fost spuse despre partenerii noștri, Universitatea Juan I, Universitatea Carolui Robert din Ungaria și Universitatea Vasile Alexandrii. Toate cele 3 universități au oarecare expertiză în domeniul proiectelor europene, pentru că au lucrat în multe dintre acestea, au coordonat echipe mixte de studenți și, mai interesant, echipe de studenți ce lucrează în industriile locale. Și așa cum veți vedea, și proiectul nostru are ca finalitate dezvoltarea unor proiecte pe energie eoliană, biomasă și fotovoltaic, în colaborare cu cei trei agenții economici, dar aceste proiecte vor fi pliate pe nevoile locale. Adică complexitatea socială sub toate aspectele ei este prinsă în proiectele finale. Atât. Ca orice proiect, presupune o muncă și în urma muncii desfășurate se generează fie activități, fie proiecte concrete. Da? Activitățile intelectuale din cadrul proiectului presupun studiul nevoii de energie regenerabile, studiul nevoii de specialiști în domeniul energiilor regenerabile în mediul rural și totodată crearea unor resurse educaționale deschise prin intermediul cărora studenții să se poată instrui fără a fi îngrădiți în activitățile lor cotidiene, la universitate, acasă, adică vorbim despre o platformă online pe care au fost puse toate cursurile, o platformă realizată cu sprijinul Moodle, dezvoltată de către Universitatea Carol Roberts din Ungaria. Cursurile sunt puse pe platformă împreună cu studiile de caz, cu instrucțiunile de învățare, cu asistență personalizată, astfel încât fiecare student poate accesa oricând vrea platformă.